încărcat emoțional, care mie personal mi-a adus aminte de iunie 2016, de doamna judecător de Teșan. Au fost tot dânsa a fost atunci președinta Comisiei Biroului Electoral Municipal și spuneam și atunci când am primit acest mandat, am fost mai emoționat acum, cred că, decât atunci, pentru că atunci cred că eram cu capul în nori, nici nu știam ce urmează să mi se întâmple. Am mulțumit Biroului Electoral Municipal pentru munca depusă. Am mulțumit și mulțumesc colegilor mei din Partidul Național Liberal pentru munca lor depusă. Ia cât o muncă în urma căreia am validat 17 consilieri locali din 21. Avem o echipă strașnică, avem majoritate de 2/3 lejeră, lucru care trebuie să ne responsabilizeze față de electorat, față de reșițeni și vreau să să-i asigur pe această cale că vom continua în același ritm 2020-2024. Avem proiecte și fișe de proiecte deja scrise, trimise la ADR pentru următorul ciclu de finanțare 2021-2027. Proiecte frumoase. De data asta ne-am concentrat foarte mult pe inovare, cercetare. Ne-am concentrat pe proiecte care să aducă plus valoare în oraș, să aducă o dinamică și locuri de muncă în primul rând. Sper să ne reușească, să le facem cât mai repede cu putință, astfel încât să reușim să oprim tineri în oraș sau, de ce nu, să aducem tineri în oraș. Unul dintre proiecte pe care vreau să-l menționez aici este legat de un cluster pe care vom face cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, în actuala locație a Institutului de Proiectări, pe care suntem pe cale să o achiziționăm în următoarele săptămâni. Aici vom avea, evident, nevoie de acordul Consiliului Local pentru cumpărarea acestei clădiri. Și asta e, ca să spun, numai unul dintre proiectele pe partea de inovare-cercetare. Sunt mai multe, la momentul potrivit vom discuta și despre ele. Cine vor fi cei doi viceprimari? Din ceea ce s-a degajat până acum în discuțiile cu colegii mei, foarte probabil unul dintre viceprimari va fi Adrian Dacica. Și celălalt, am avut o discuție cu Mădălina Chiosa, mi-a acceptat propunerea mea și foarte probabil Mădălina Chiosa va fi al doilea viceprimar. După cum știți, în 2016-2020 un viceprimar s-a ocupat de partea de asistență socială, el rămâne pe același sector și partea de învățământ care a fost gestionată de Gabi Duruț va fi preluată de Mădălina Chiosa, vine din mediul de învățământ și cred că e o persoană extrem de potrivită să se ocupe de acest sector. Avem foarte multe școli, licee, grădinițe, colegii care trebuie gestionate. Sunt lucrări pe fonduri europene în plină desfășurare în majoritatea dintre ele. Mădălina Chiosa s-a ocupat și de școala duală împreună cu Luci Pea, m-au flancat în acest proiect frumos care se derulează în continuare destul de bine și sper să am în ea un partener onest și cu putere de muncă. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.